După o așteptare de aproximativ 5 ani, municipiul Târgu Jiu se poate mândri, începând de astăzi, cu cea mai nouă și mai modernă arenă sportivă din România. Tot astăzi s-a auzit și primul fluier al unui început de meci în prezența a mii de spectatori. După ce a fost tăiată panglica, echipele Old Boys ale României, respectiv Pandurilor, s-au întrecut în cadrul unui meci demonstrativ, iar la această oră se desfășoară partida dintre Pandurii Târgu Jiu și Universitatea Cluj. Panglica a fost tăiată în prezența numeroase autorități, a reprezentanților FRF, dar și a unor foști componenți ai Naționalei de Aur a României. Constantin Adiță Tomescu, campioana olimpică originară din județul Gorj, cel mai vârstnic suporter al Pandurilor, dar și cel mai talentat junior al echipei gorjene, a fost invitat să deschidă noua arenă. Restul de când s-a desfințat galeria, singur m-am dus. La Bacău, la Iași, la Cluj, la Miercurea Ciuc a fost. Și cum a fost când ai tăiat panglica? Cum te-ai simțit? Bucuros, mamă. Ți-a plăcut? Ai avut emoții? Da. Dar de ce crezi că te-au ales pe tine? Sunt capitan. Ce jucător îți place? Ronaldo. Între timp, acel romanescu se gândește și la un nume pentru noul stadion. Acesta ar putea purta numele Constantinei Diță, mai ales că aceasta are și domiciliul oficial în Târgu Jiu. Eu personal, da, chiar l-am pronunțat. Mă gândesc la acest nume pentru că discutam acum chiar și cu domnul senator Cârciumaru. Nu putem lua o decizie noi sau nu pot să iau o decizie de unul singur, dar cred că ar fi o propunere binevenită pentru acest stadion, mai ales că avem și o pistă de atletism omologată de Federația Internațională de Atletism. Deci nu discutăm numai de fotbal și cred că este cea mai reprezentativă sportivă pe care a dat-o Gorjul în ultimii 50-60 de ani. Toți cei prezenți au urmărit apoi un meci demonstrativ între sportivii care au făcut istorie atât la echipa națională, cât și la clubul gorjan de fotbal. La această oră are loc primul meci oficial pe noul stadion. Pandurii Târgu Jiu întâlnește Universitatea Cluj.